A trecut săptămâna mare, care an de an, fiii mei duhovnicești, unii din credincioși, de câțiva ani de zile, vă faceți canonul împreună părinții călugări din Sfânta noastră mănăstire. Mă refer la canonul Astru, care a început de duminică noapte până miercuri seară. O mare binecuvântare, ceea ce am putut să văd, majoritatea a ținut cele 3 zile de post negru. Să vă ajute Preacurata Maica lui Dumnezeu și pe cei care ați reușit și pe cei care nu ați reușit. Cu toții aducem slavă, laudă lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu și neosândirea. Și bine să facem apel la cumpătare după puterea fiecărui. Dar vedeți dumneavoastră că timp am avut în viață, cât am trăit, anii au trecut, iată am îmbătrânit, să spunem, și poate că unii dintre noi n-au știut ce înseamnă săptămâna mare, postul mare, sau această rânduială din săptămâna mare, săptămâna patimilor, călcând cu ușurință canoanele și tot, până la urmă postul, este o poruncă a lui Dumnezeu, fiindcă însuși Mântuitorul Hristos s-a smerit și a ținut post 40 de zile. Ei bine, acum, ferească-ne Dumnezeu să cădem în mândrie și să spunem că noi am făcut atât de mult săptămâna care a trecut, încât suntem cei mai cuvioși, cei mai drepți, cei mai credincioși. Sau cel de lângă noi n-a reușit să țină măcar fără de ulei, sau cum este rânduiala în săptămâna mare. Dacă vrem să nu ne pierdem plata, tainic și cu multă smerenie adâncă, cu multă înțelepciune, să rugăm pe milostivul Dumnezeu să ne slobozească de a cădea în această grea ispită a mândriei sau de a avea grijă aproapelui nostru. Sunt credincioși care, chiar astăzi am auzit cu mare bucurie, o doamnă care, părinte, n-am postit toată viața și am ținut o săptămână de post. Mai primită, cred că este smerenia. Și când începem ceva nou și frumos, care este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Am mai întâlnit în viața mea de slujitor pe oameni care, să spunem că n-au fost îndeajuns sau deloc în slujba lui Dumnezeu. Și învățând de la vecinii lor, de la colegii prietenilor, au început să vină la slujbele bisericii. Și îmi spune cu mare bucurie câțiva ani în urmă, care pot să dau o pildă până la adânci bătrânețe, părinte, am ținut și eu 3 zile de post, nu negru, 3 zile de post în 40 de zile, nu-i marți, miercuri, adică mâncare de dulci, de post, pardon. Câtă bucurie avea și chipul luminat că el a reușit, ce n-a reușit toată viața, a ținut 3 zile de post înainte de Paște. Credeți dumneavoastră că smerenia, credința, bucuria duhovnicească pe care a avut-o n-a fost primită de Dumnezeu mai mult ca la unul care strigă, există fanatismul acesta care mai melițăm, să spunem pe românește, faptele noastre, zice, când postiți, nu vă arătați fețele voastre că postiți, că țineți post, că sunteți rugători. Totul ce este nascuns, Dumnezeu vădește. Și apoi laudă de sine. Altfel când te laudă un duhovnic al tău, sau nu tu însuți. Până la urmă este, vrem, nu vrem, datoria noastră morală de creștin să ne străduim să fim în slujba lui Dumnezeu. Vai de omul care nu este cu trăire și în slujba lui Dumnezeu în afară de cele sfinte. Ei bine, acum, începând postul mare, prima săptămână, ne îngrămădesc, pe românești, să spunem, ne îngrămădesc ispitele. Fiindcă când vin mai multe încercări și ispite asupra omului, asupra noastră, în post,
Când vrei să faci o faptă bună, diavolul se pregătește și te face în așa fel să-ți pară rău să cârtezi să nu o faci, sau dacă ai făcut-o să o dai cu tânguire. Când vrei să-ți iei o zi de post, să-ți trimite vrăjmașul rude sau și în postul mare de ce pune să-i dai mâncare de dulce. Sau cârtind că, dragă Doamne, am amețit puțin, mi-e doare capul și nu trebuie să postim, că e foarte grav. Ori bine, ori postul este un leac, pot să spun, pentru noi toți, până la urmă. Până și medicul spune. E de când în când mai trebuie și atât de post. Și iată că bolile sufletești, trupești ne năpădesc, că toți încercările vieții, și dacă nu ai trăire, dacă nu ai rugăciune, dacă nu ai pe Dumnezeu, apare cuvântul acela depresie, care pentru mine aș putea spune, nu depresie, desnădejde, care este din pricina noastră, cădem în depresie, în desnădejde, când nu ne rugăm îndeajuns lui Dumnezeu. Când nu-L căutăm pe Dumnezeu, când Dumnezeu și cele sfinte sunt înjurate, insultat Dumnezeu, atunci și nu ai mustrare de conștiință, atenție mare. Înseamnă că avem probleme și trebuie să ne ducem nu la psiholog, la duhovnic în primul rând, să spunem neliniștea noastră care o avem. Și majoritatea credincioșilor se plâng când se roagă, au ispite foarte mari. Adică în timpul rugăciune le apar o teamă, o frică. E bine, satana se bucură când te rogi, când ții post, când faci o milostenie, când faci o faptă bună. Are grijă el să-ți trimită destule ispite. Dar dacă tu lași rugăciunea când vine spaima și frica, și-l lași pe Dumnezeu deoparte, atunci cu adevărat ferească Dumnezeu de casa, familia, care nu puțin sunt care se plâng că aud ceva prin casă, au frică să doarmă în casă, ba unii umblă cu farmici, ba alții. Vedeți că dacă noi am fi pregătiți duminica sărbătorile a cinsti, cum se cuvine, și să fim prezenți la cină, la Sfânta Dumnezească Liturghie. Am simțit prezența lui Dumnezeu, a Maicii lui Dumnezeu. Că noi cerem prin Sfinții Plăcuții, Predinul lui Dumnezeu, care purtăm numele, să mijlocească la Maicuța scumpă pentru noi păcătoși. E bine, unii ne punem o întrebare, de ce, Doamne, dacă eu mă culc fără rugăciune, am atâta liniște? Păi satana nu-ți dă tulburare când nu te rogi. Când te rogi, ai coșmaruri, ispite, vise murdare, urâte până și acestea. Vă sfătuiesc de 32 ani de când sunt eu preot, să spovediți visele, gândurile, să nu stați de vorbă cu gândurile, cu visele. Foarte mulți în viața noastră, de când am început să mergem pe calea lui Dumnezeu, avem timp, gânduri urâte, murdare în timpul rugăciunii, că stăm la Sfânta Liturghie. Să nu stăm de vorbă cu aceste gânduri și să gândim că le aduce satana. Că vedeți, frățile voastre, diavolul nu suportă predica, nu suportă Evanghelia. Unde nu intră satana? Până și în Sfânta Sfintelor, numai nu se atinge cele sfinte, de Sfânta Masă, de Sfintele Taine. De aceea gândurile cum vin așa să plece. Atât timp cât vei sta cu gândul și vei trece imediat la păcat. Dacă te îndulcești cu gândul care l-ai avut, fiindcă satana le aduce, să te închin tainic, să spui în gând înapoi a mea satan. Vedeți că nici două ore nu poți să stai liniștit să te rogi Dumnezeu. Gândul este acasă, la greutăți, la probleme. Știe Dumnezeu viața frăților voastre din lume și o știm și noi duhovnici. Nu ușor vă este viața de mamă, de tată, crucea care o veți. Dar se adaugă cu una credința în Dumnezeu. Vedeți că vedem
Este pentru mine o bucurie extraordinară, nu știu cum aș putea să spun, zi noapte la toți, când vezi soțul, soția, cu pruncușorii de mânuță, de nelipsiți de la Sfânta Liturghie. Am văzut câteva familii de peste 25 de ani care îi văd permanent în biserică. Au crescut copiii și tot în fața altarului sunt. Este mare binecuvântare, bucurie. Care gospodină, soție, nu și-ar dori să vadă soțul copii în biserică la liturghie? Dar din păcate, să-mi fie cu iertare, sunt bărbați care vin în locul soției la biserică, că nu mă duc că sunt obosită, mă doare capul, am de făcut mâncare și satana imediat își face apariția, că spune că 2-3 duminici. Încercați și cred că ați văzut și ați simțit pe viu. Nu te duci la liturghie 3-4 duminici. Să vezi cum te părăsește, simți cu adevărat Duhul lui Dumnezeu nu mai persistă în acea familie și casă. Ori noi dăm vina pe părinți că sunt bătrâni să ducă ei, tinerii, bătrânii pe tine, du-te tu că ești tânăr și sănătos. Și uite așa amânăm pocăința până vine urâtul. Ce interes are diavolul? Să vă căutați de suflet până la urmă, ați văzut? Când te rogi mai mult, atunci ai mai multe ispite. Că spunea și un ucenic de-al meu, cum începe prima zi de post, apar. Apar toate, atunci le aduce satana. Păi ispitele sunt foarte grele, care vin la trup, om și diavol. Dacă mintea e curată, curat vede. Dacă ochii e murdar, murdar vede. Așa că atât timp cât ai păcatele spovedite, l-ai părât pe necuratul. Și nu mai ai cum să ai gândul la urât, atât timp cât tu l-ai spovedit, ai luat dezlegare și iertare ceea ce ai spovedit. Și atunci urâtul vrăjmașul pleacă. Îi salvește zapisul care a scris păcatele noastre. Fiindcă toată viața noastră, de la naștere, de la botez, înger bun și rău avem asupra noastră. Trebuie să luptăm. E bine, rugăciuni nu poți face numai în casă. Te poți ruga lui Dumnezeu, că mulți găsim motive, că n-am avut timp sau pierdeam, nu știu ce, tramvaiul sau la servici. V-am mai învățat. Dacă rămânem, trebuie spovedit de câte ori am rămas pe canon pravilă. Mergând spre servici, ne putem face canonul. Psalmul 50 de 50 de ori, Tatăl nostru de 50 de ori și rugăciunea minții, care ne păzește mintea curată. Și mai tot timpul suntem în convorbire cu Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mi păcătosul sau păcătoasă. Mă reîntorc la rugăciunea scurtă, vreau să vă mărturisesc că și eu am început să spun de la bunielul nostru, schimonahul Serafim. Iisuse scump, ajută-mă, măicuță scump, ajută-mă. Să vedeți ce simțiți când o să vă rugați așa. Avem nevoie de Dumnezeu. Ați văzut că în familia noastră, între prieteni, rude, când spunem cuiva problema noastră, nu poți să o spui oricui până la urmă. Să ne ferească Dumnezeu să fim fără Dumnezeu în lume. Atât timp cât veți face ce ați făcut astăzi, cu micul mare, ați venit la cină, la Sfânta Liturghie, înseamnă că sunteți plăcuții lui Dumnezeu. Înseamnă că sunteți în slujba lui Dumnezeu. Și spune nimic fără post și rugăciune. Că vine timpul, dragii mei, cum v-am spus-o deseori, că nu mai poți face metanie. Că nici nu poți să faci măcar niște închinăciuni să te pleci de spate, de picioare. Și atunci Dumnezeu îți consideră canonul din trecut care l-ai făcut până astăzi și îl primește și știe că ești neputincios. Cum am avut o monahie, Dumnezeu să o odihnească, că am să spun mai des să, într-adevăr, trăire. Trecând pe lângă geam la chilie, ea mă cunoștea după pas, așa. Părinte, stai, vreau spovedanie. Dar, mai cât ai spovedit acum două zile. Hai, vă rog, părinică spăcătoasă. Și o găsesc în chiliuță cu cartea de rugăciuni pe piept. Și primul cuvânt care le-a spus, ticăloasa de mine, a rămas odată fără canon. Odată. Dumnezeu mare ești. O singură dată. Ori noi, de câte ori am rămas
Și ne-am culcat așa cum ne-am culcat. Ne-am trezit cum ne-am trezit. Ne-am pus la masă fără a cere binecuvântarea lui Dumnezeu. Fără a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ce primim și pentru pâinea cea din toate zilele. Câte îngăduie Dumnezeu și Dumnezeu este iubire, dar să nu profităm, dragii mei, prea mult de dragostea și iubirea lui Dumnezeu. Un om bun, un creștin bun, nu poate să nu se roage, să simte gol pe dinăuntru și să simte omul care este rugător, că este mult mai răbdător, fiindcă omul smerit este iubit oriunde ar merge. Omul credincios auzi în stânga, în dreapta, halal de părinții care l-au născut și crescut pe acest om. Eu nu pot să fiu ca el. Unii spun, iată ce credincios. Eu am luat să mă duc la biserică, uite cum trece pe lângă poarta mea și să ticăloasa de mine, cum spunea o femeie, am de zile în șir, nu m-a lăsat satana să vin la liturghie. Plângeam și mă închinam și vedeam cum merg tineri și bătrâni spre mănăstire și sunt la doi pași de mănăstire și nu pot să merg la mănăstire. Iată ce face satana. Ca să nu țin prea mult și să nu vă plictisesc, nu știu cum aș putea să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru a doua oște care mi-a dăruit-o Dumnezeu, fiii mei duhovnicești, care sunt în ascultare de ani de zile și își fac atât de frumos canonul în Săptămâna Mare, dar nu numai fiii mei duhovnicești. Tot ce-i de față, de a ști ce plată, răsplată veți avea înaintea lui Dumnezeu când sunteți prezenți la Sfânta Liturghie și în altă parte. Nu oricine, mulți chemați, puțini aleși dintre cei chemați. Se simte și se va simți cerneri. Pentru prima dată, după 2 ani de zile, vă văd mai puțin mai fericit, să spun așa, mai cât de cât luminați. Mă refer la chipurile frumoase ale dumneavoastră care au fost ascunse sub o mască. Duminica viitoare vom avea o mare binecuvântare. După rânduiala Sfintei noastre mănăstiri, în posturi de două ore, în postul Paștelui, a Crăciunului, și în celelalte posturi a Sfintei Măriei Sfinții Apostoli, Sfântul Maslu. Va fi prezent Preasfințul Părinte Nechifor la ora 5 seara și apoi în ajunul Bunei Vestiri să-i mulțumim Preacurate Maicii lui Dumnezeu, vom avea după mulți anișori, ani de zile, o călugărie care frățile voastre, mulți dintre frățile voastre, n-ați asistat poate la un vot monahal. Este foarte zguduitor și cutremurător. Vă așteptăm în ajunul Bunei Vestiri, la ora 5 tot va fi o călugărie care, o mare binecuvântare are tânărul care va fi călugărit, fiindcă va fi călugărit de Preasfințitul Părinte Nechifor. Una dintre familie fiii mei duhovnicești, familia Gorongea Constantin Maria Ana Irina, oferă praznicul de astăzi, masa de astăzi, spunem, pentru cei răposați. Să știți că este și o pomană. Cine face, nu mai spun, dar și cine stă la masă? Că toate se fac oameni până la urmă. Să nu uitați că vă prețuiesc foarte mult. Și zice că vă văd prezenți duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare și că iubiți mult mănăstirea aceasta și în ultimul rând evlavia pe care a venit la Măicuța Domnului, la Sfânta Icoană Făcătoare din Neamănicel și la Sfântul Ioan Botezătorul. Rupi Măicuța Domnului să aibă grijă de frățile voastre și să vă ocrotească pas la pas, să vă acopere Măicuța scumpă cu Sfântul Său omofor. Doamne ajută!